Primarul Tudor Pendiuc a participat în perioada 22-23 martie la cel de-al 5-lea summit european al regiunilor și orașelor la Copenhaga. Au fost prezente personalități importante, precum președintele Parlamentului European, Martin Schulz, președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, miniștrii, prim-miniștri, dar și peste 300 de primari. Timp de două zile au avut loc dezbateri, iar tema principală a fost dezvoltarea ecologică durabilă a aglomerărilor urbane. În mediul urban din Europa, 75% din populație locuiește în mediul urban. 85% din populația Europei folosește energie. Deci 85% din energia Europei o folosesc orașele. 81% consumă aglomerările urbane din PIB-ul european. Ce înseamnă asta? Înseamnă că aglomerările urbane, orașele, pot fi folosite de către politicieni ca un fel de incubatoare, ca un fel de laboratoare în care să experimenteze, întâi acolo să experimenteze anumite reglementări, după care ele să fie extinse. Au fost puse în discuție și probleme legate de protecția socială, protecția mediului și au fost lămurite și aspecte legate de dezvoltarea urbană în detrimentul celei rurale. Prin dezvoltarea urbană, nu cumva creăm o contradicție între rural și urban? Că răspunsul a fost foarte simplu. Nu. Atât și au dreptate. Urbanul are atâta nevoie de rural, cât ruralul are nevoie de urban. Ceea ce mi se pare extrem de important și de interesant. Gândiți-vă că alimentația vine în general din rural. Iar forța de muncă cu precădere este folosită în urban. Primarul Tudor Pendiuc a afirmat că această reuniune a fost una dintre cele mai importante la care a participat până acum. A avut astfel ocazia să reevalueze proiectele pe care le-a înregistrat în acest mandat. Și anul acesta, edilul și-a propus să finalizeze o serie de proiecte inițiate în Pitești.